luat crucea lui Hristos și o duc. Aduceți-vă aminte că Hristos a răstignit și pentru dumneavoastră și că a înviat și pentru dumneavoastră. Vă rog din suflet să veniți aici și să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Și împreună vom construi mai întâi biserica aceea din sufletele noastre și apoi o vom construi și pe cea din ziduri. Cum este să fii român și să duci dorul de acasă, de ai tăi, de țară, dincolo de frontariile ei? Să duci dorul și să-l ridici ca pe o cruce pe Golgota lumii? Pentru tine, dar mai ales pentru cei a căror mântuire ține de ruga, de slujirea, de jertfa ta. Cu câtă putere, cu câtă iubire de Dumnezeu și de oameni să fi fost hăruit în locul în care ai văzut lumina, pentru ca peste apele unui ocean și sub oceanul altui cer, să-ți adun frații de neam și de credință zidind biserici, zidind biserica în sufletele lor. În America, nu doar, dar mai ales în cea a Statelor Unite, am aflat răspunsul tuturor acestor întrebări în și printr-unul dintre slujitorii altarului nostru strămoșesc, în toată plinătatea de sensuri a acestor cuvinte. Eu nu consider că și acum trăiesc în România. Eu numai fizic am plecat acasă, spiritual sunt acolo, spiritual trăiesc acolo, cu părinții, frații, rudele și toți credincioșii pe care i-am cunoscut și pentru care mă rog în fiecare zi. Și atunci când ai această motivație și acest dor în suflet, sigur că încerc să-l transform pe Dumnezeu tradițional de acolo, de acasă, să-l transform aici, pe acest pământ și să creez aici, în această lume neoprotestantă, să creez o oază de credință creștină ortodoxă românească. O oază de credință ortodoxă românească, așa cum este parohia Sfânta Maria din Colleyville, Dallas, Texas, și biserica ei. O biserică la cărei viață duhovnicească, târnosire, liturghisire, hram, am fost și noi martori și mărturisitori în timp, și în care am și realizat interviul cu păstorul ei în urmă cu 5 ani, când împlinea un sfert de veac de slujire a altarului. Un loc, unul dintre cele 3 doar pe pământ american, în care părintele a adus pacea și binecuvântarea Domnului. O întreită ctitorire, o întreită bucurie a unei vieți de om, de preot, de păstor de suflete. O bucurie pe care au împărtășit-o toți cei care i-au fost alături, ierari și credincioși, de aproape sau de mai departe, din țară și din biserica mamă, dar și din țara și din biserica în care slujește astăzi. Am reușit într-o oarecare măsură pentru că și oamenii din parohiile în care am mers și am slujit lui Dumnezeu m-au ajutat să fac acest lucru. Dragănea mi-a rămas în suflet și cred că îmi va rămâne în suflet toată viața mea. Păi am mers în Canada, unde am întâlnit altfel de oameni, o altfel de lume. De fapt, de acolo pot să spun că a început pelerinajul meu pe aceste meleaguri americane. Acolo am găsit o familie minunată a doctorului Molățiu, care m-a luat de la aeroport împreună cu familia Vlădău. Și din prima zi până în ultima zi mi-am rămas foarte bun prieten și au venit de la 2500 de kilometri aici, am trecut la Sfințirea Bisericii și se bucură împreună cu mine de o nouă realizare pe acest continent, după ce împreună cu dânsii am ridicat o biserică lui Dumnezeu acolo și am vrut să vadă și pe cea de-a doua pe acest continent. Și iată că bucurile vin dacă ne întoarcem la cuvintele Mântuitorului. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, eu am îndrăznit, dar trebuie să recunosc că am fost și ajutat să pot să realizez aceste minunate oaze de credință, bisericile lui Hristos și ale oamenilor. By the grace of God,
Inasmuch as was given to us by Almighty God and in conformity with the guidelines of the Holy Synod of the Orthodox Church in America, we present this gramata to Very Reverend Father Dumitru and Doamna Piotrasa Gladiola Paun as a sign of recognition and gratitude for all their accomplishments and fruits brought forth in the vineyard of our Lord Jesus Christ to 25 years of service in the Holy Priesthood. De atunci, de la acea clipă de grație, au trecut ani. Părintele și-a plinit alături de fiii săi duhovnicești din Colleyville, Texas, lucrul și lucrarea pentru Biserica Sfintei Mării și a purces la ridicarea altei zidiri de suflet în Washington, inițial, apoi nu departe, în Potomac, Maryland. A purces din porunca arhierească, dar mai ales din iubirea pe care paruhul de acum al Bisericii Sfântul Andrei o are pentru ctitorul dintâi, nu doar al parohiei, ci și al propriei vieți teologice și duhovnicești, părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa. O iubire care trimite din nou și iremediabil tot către țara, biserica, mamă. Vă întoarceți în România, părinte? Da. Categoric, da. Eu am rămas, cum vă spuneam la începutul interviului, am rămas spiritual acasă. Mi-e dor să mă întorc în școală, să-i învăț pe copii ce este de fapt America, ce este Europa și ce mare tezaur avem noi acolo și nu știm că este al nostru. Nu spun acestea pentru că eu sunt aici și cei care acum mă văd să creadă că aș face o propagandă pentru un serviciu sau altul, să mă ferească Dumnezeu. Sincer, avem un potențial extraordinar și intelectual, și religios, și material. Dar de fapt cred că va fi și ziua în care poporul meu va zâmbi. Pentru că nu cred eu că Dumnezeu nu o să-și întoarcă față către noi.